7 echipaje de gimnaziu și 7 de liceu s-au luptat în cunoștințe pentru a ajunge în etapa finală. Prima probă a fost cea scrisă, după care a urmat practica. Da, proba scrisă a fost destul de ușor. Am avut niște întrebări la care am avut niște probleme, dar sperăm să fi știut. Ne-am pregătit foarte multe antrenamente și de aceea presupunem că o să meargă totul bine. Echipajele sunt formate din 7 elevi. Sunt fonduri prea puține pentru ca toți membrii echipajului să ajungă în tabăra oferită gratuit unde se desfășoară faza finală. Ne pare iarăși foarte rău că trebuie să spun pe această cale. Aici, la etapa județeană, echipajul este format din 5 elevi plus o rezervă sau două, iar la finala pe țară este tristă soarta, dar adevărată, trebuie să meargă numai cei 5 și profesorul însoțitor datorită lipsei fondurilor și a spațiului de cazare. Dezamăgirea este a rezervei, pentru că și el participă și el se pregătește la una cu echipajul și este foarte, foarte dureros ca în momentul echipajul care câștigă va fi foarte greu să ia decizia rezervei, pentru că rezerva a învățat la una cu ceilalți 5, s-a pregătit la una cu ceilalți 5 și atunci nu aș vrea să mă pun în pielea profesorului însoțitor care să-i spună, știi, n-am ce să-ți fac, tu nu poți să mergi, e ceva foarte, foarte greu din partea profesorului coordonator. După câteva ore de teste și emoții, echipa câștigătoare a fost desemnată ca fiind cea a Colegiului Național Tudor Vladimirescu, al cărui capitan este fica inspectorului general Ion Ișfan.